Viitoarea Celine Dion sau viitoarea Dalida, așa îi spun francezii copilei care a smuls aplauze cu un moment magic la Next Star. La 12 ani, Hélène a interpretat perfect o piesă grea cântată de Lara Fabian și compusă de Serge Lama. Iar după 1.600.000 de vizualizări pe site-ul antena1.ro, înregistrarea a fost postată chiar de compozitorul francez pe pagina lui de Facebook. Este chiar Lara Fabian cea care cântă, s-au întrebat francezii. Nu, pe scenă a fost Hélène Hasna, o fetiță de 12 ani din Târgu Jiu. De aseară, momentul de glorie al Helenei la Next Star a fost postat pe pagina oficială a compozitorului și cântărețului Serge Lama. Ați fost mulți care ne-ați cerut să distribuim acest video. Melodia Sunt bolnav a rupt frontierele. Mă simt onorată. Au fost mulți impresionați de interpretarea fetiței din Târgu Jiu. 1.600.000 de vizualizări a înregistrat filmulețul pe site-ul antena1.ro, iar colegii de la Divizia Digitală i-au trimis un mesaj lui Serge Lama să o asculte. Francezul a postat-o. Foarte încântată și să dea Domnul să fie și mai multe. Nu poate decât să ne bucure și să ne facă încă o dată mândri, așa cum ne-a făcut în toți acești ani. De aseară, comentariile curg pe pagina lui Lama. Hélène este viitoarea Celine Dion și micuța Dalida pentru fanii ei francezi. Primit mai multe solicitări de la mai multe case de producție din Franța. Astăzi, Hélène a mai primit un premiu, o diplomă de excelență la ea acasă, în Târgu Jiu.